Un consențean de 45 de ani a ajuns în stare gravă la spital. A fost strivit de o bucată de tablă grea peste o jumătate de tonă. Bărbatul era la serviciu și trebuia să taie magazia unei nave acostate în portul Constanța. Și alți doi muncitori din Hunedoara și Vâlcea au ajuns ieri la spital tot din cauza unor accidente de muncă. Hai că le scoatem după aia, o să scoatem în mașina asta. Le scoateți acolo la spital. Tăia! Cum se taie vaporul, era o placă de fier care trebuia să-l taie. Și placa aia pe care a tăiat-o a căzut peste el? S-a răsut ce placa aia de fier și l-a iapte în picior. Și mâini. Muncitorul a stat câteva minute cu mâinile și picioarele strivite. Înainte ca el să fie urcat pe toargă și trimis la spital, pompierii au adus o macara. Cum ați intervenit? Scoaterea prin conștorul unei macarale și cu targa noastră de îngătare. Altfel nu era posibil, nu? Nu. Omul purta echipament de protecție, dar asta nu l-a ajutat prea mult. Bucata de tablă grea de peste o jumătate de tonă l-a trimis în stare gravă la spital. Deși medicii au reușit să-l stabilizeze, ei spun că pericolul nu a trecut. O misiune dificilă au avut-o și pompierii hunedoreni. Și ei au avut de salvat un bărbat care a fost rănit în timpul serviciului. Omul a rămas imobilizat la mai bine de 10 metri înălțime între o macara mobilă și un stâlp, în timp ce executa lucrări de întreținere. La sosirea echipajului, pacientul prezenta multiple fracturi, fractură de femur stâng, fracturi ambe oase antebraț drept, multiple plăgi scoriate, contuzie toracică, stare de șoc, tensiune prăbușită. S-a ajuns la spital, pacientul este stabil momentan. Diagnosticul nu este la fel de optimist și pentru un tânăr de 19 ani care a căzut în cap de pe un stâlp de la o înălțime de aproximativ 5 metri. Tânărul este angajat al unei firme de cablu din Râmnicu Vâlcea, dar a fost detașat la o lucrare în Reșița. Aseară, în timp ce încerca să joncteze un cablu cu fibră optică, a atins alte fire și s-a electrocutat. S-a suferit un traumatism craniocerebral și craniofacial foarte. L-am dus la UPU Reșița, iar de acolo l-am preluat din nou și l-am dus la Spitalul Județean Timișoara Neurochirurgie pentru reevaluare și intervenții. Toate cele trei accidente vor fi anchetate de inspectorii de la Protecția Muncii. Deocamdată cei trei bărbați sunt internați la spital sub atentă supraveghere medicală.